În contextul sărbătoririi Zilei Protecției Civile, timp de o săptămână la nivelul județului Giurgiu au fost organizate o serie de activități menite să dezvolte un comportament preventiv în rândul cetățenilor. Mii de giurgiuveni au participat la aceste activități, fie că vorbim despre puncte de informare preventivă, exerciții de evacuare în caz de cutremur, desfășurate în instituțiile de învățământ, lecții de prim ajutor sau acțiuni tip Ziua Porților Deschise. În toate localitățile din județ a fost reluată campania Nu Tremur la Cutremur, atât de către pompierii profesioniști, cât și prin intermediul serviciilor voluntare pentru situații de urgență de la nivel primăriilor care au susținut inițiativa. Sub sloganul Împreună mai pregătiți, s-au desfășurat acțiuni de informare în 26 de comune, dar și în municipiu. A fost reluat și exercițiul Miercuri Alarmelor, ce a avut ca scop testarea și verificarea echipamentelor din componența sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă. Exercițiile de evacuare în caz de cutremur s-au desfășurat în 3 școli din municipiu, iar lecțiile de prim ajutor au fost susținute de paramedicii SMURD. Folosind un manechin, aceștia le-au arătat elevilor din 4 școli și licee cum să execute corect resuscitarea, iar elevii au avut posibilitatea de a exersa aceste manevre. Duminica a fost ziua educației preventive în lăcașurile de cult. S-au desfășurat activități în zona a 8 biserici din municipiu și din județ, fiind distribuite materiale cu informare preventivă ce pot fi oferite credincioșilor după slujbe. Acțiunea Ziua Porților Deschise a fost organizată în 4 dintre subunități, Giurgiu, Bolintin, Deal, Mihăilești și Colibaș, și a reunit în principal elevi. Obiectivul a fost acela de a asigura educarea populației pentru cunoașterea diferitelor tipuri de risc, a măsurilor preventive și a comportamentului ce trebuie adoptat în cazul producerii unor situații reale.